Începând de vineri, 17 ianuarie, Primăria Municipiului Roman a lansat în dezbatere publică proiectul de buget al municipiului în conformitate cu prevederile legii 52 din 2003 privind transparența decizională. Începând de luni, 20 ianuarie, așa cum s-a procedat și în anii anteriori, dezbaterile publice cu principalele categorii socioprofesionale din oraș se vor desfășura după un grafic deja stabilit de edil. În ceea ce privește bugetul, acesta se află deja în dezbatere publică de vineri. Așteptăm propunerile, sugestiile din partea persoanelor interesate să depună la biroul unic din primărie până la data de 1 februarie sau de asemenea pe adresa de mail contabilitatea@primariaroman.ro, fiecare persoană putându-și aduce contribuția la acest buget pe care noi l-am propus. Astăzi vom încărca și lista de investiții în sistem, astfel încât și aceasta să poată fi vizualizată. Vom propune momentan investițiile în derulare, în continuarea celor începute anul trecut și în funcție de dezbaterile pe care le vom avea în această săptămână și de propunerile persoanelor interesate, să creionăm lista finală a investițiilor pentru acest an. Dacă tot vă spuneam despre dezbaterile publice din această săptămână, vreau să vă readuc la cunoștință calendarul dezbaterilor. Astăzi, începând cu ora 12, ne vom întâlni cu reprezentanții din domeniul educației. Mâine, marți 21 ianuarie, la ora 11, ne vom întâlni cu reprezentanții din domeniul sănătății, iar de la ora 13 cu reprezentanții oamenilor de afaceri. Miercuri 22 ianuarie ne vom întâlni la ora 11 cu reprezentanții ONG-urilor, iar de la ora 14 cu reprezentanții Consiliului Tinerilor. Joi 23 ianuarie ne vom întâlni de la ora 11 cu reprezentanții Consiliului Seniorilor, urmând ca joi 30 ianuarie, după ședința de Consiliu Local, să dezbatem forma finală a bugetului cu consilierii locali, astfel încât undeva în perioada 5-10 februarie să aprobăm prin hotărâre de Consiliu Local bugetul Primăriei Roman pentru anul 2020 și lista de investiții și de studii, astfel încât să trecem cât mai repede la organizarea licitațiilor și atribuirea lucrărilor, pentru că atunci când vremea va permite să înceapă efectiv lucrările în municipiul Roman. Conform draftului de proiect de buget publicat pe site-ul instituției, bugetul romanului este construit pe un total de venituri de 96.450.000 de lei, dintre care venituri proprii 71.090.000 de lei. Eventualele propuneri ale cetățenilor sunt așteptate a fi depuse până la 1 februarie la biroul unic al instituției.